Nu vă împietriți, faceți chiar astăzi pasul în pocăință și în legământ, așa ne avizează Duhul Sfânt. Atâta timp cât îți aude glasul să ne angajăm în slujba Lui cu vasul, să n-amânăm că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Ești tânăr poate și străiești destinul și te gândești că tânăr n-ai să mori, dar moartea nu-ți cere buletinul atunci când violează ea căminul, nu ține cont de vârstnici sau minori. Marchează și bordeiul și palatul, intră și în vilă, intră și în chilie. Nu ține cont că poate împăratul, un rege tânăr ce conduce statul, nu-i cere funcția, nici certificatul de naștere sau de căsătorie. Nu ține cont de grade, de putere, de sărăcia ta sau de a mea. Când solul morții vine cu mandatul, se duce și săracul și bogatul. Nu-i un motiv de curiozitate, toți știm că moartea e graficul uman și că lucrează strict după plan. Ea are plan de la maternitate până la cei cu vârste înaintate, ea execută ordinele date care în fond depind de suveran. Iar noi nu avem ce face? Asta-i soarta și nimeni aici nu se rămână. Păcatul lui Adam ne deschis poarta ca să ne întoarcem iarăși în țărână. Și consecința aceasta încă va dura, căci lumea nu o poate preschimba. Dar când ajungi la capăt de traseu, se pune o întrebare, dragul meu. Te-ai împăcat sau nu cu Dumnezeu? Căci relativ la cele de mai sus, deși că viața are un apus, destinul nostru nu-i complet distrus, există o nădejde în Iisus. Așa cum ne arată Duhul Sfânt, de-ai încheiat cu El un legământ și dacă l-ai trăit și te-ai supus, căci de aici toți oamenii s-au dus. Și fiecare își ocupă locul cum i-a fost viața, nu cum e norocul. Acolo nu mai merge cu ciubuc să intervii prin câte speculații și să aranjezi cu pile și relații, căci Dumnezeu de multă vreme tace, așteaptă în viața noastră o schimbare, dar dacă pocăința nu ne place, umblarea în rău mai mult ne satisface, în cazul acesta suflet fără pace. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Nu mai există nicio rezolvare. Unica șansă care mai rămâne e să te întorci acum, azi, nu mâine, că-și cerul ne-a trimis un salvator, iar Dumnezeu decide și ne spune de promisiuni nespus mai bune. Aceasta o face El prin har și ne dă viața veșnică în dar. În nimeni altul nu e mântuire, nu-i niciun nume dat aici jos, prin care omul cel mai păcătos să poată dobândi o mântuire decât prin jertfa cea de ispășire și numele slăvit Iisus Hristos. Erou suprem, erou peste eroi, ne-a înviat în ziua de apoi. Și iată vine ziua cea vestită, când orice ochi îl va vedea pe nori, străfulgerând grămezi de meteori. Iar Evanghelia astăzi ne invită să dezbrăcăm ținuta învechită, să ne îmbrăcăm cu haina oferită, cu care în spațiu cosmic ai să zbori. Să întâlnești pe Domnul pe orbită, pentru o viață mult mai fericită, când niciodată veșnic n-ai să zbori. Să admiri lucrarea Marelui Maestru și în galaxii tot cerul însterat, și să parcurgi un drum extraterestru pe care niciodată n-ai umblat. Să întretai văzduhul, atmosfera, ca porumbei spre porumbar, să decolezi de pe planeta Terra spre întreg sistemul planetar. Așa va fi la întâia înviere, cum spune întâia Tesaloniceni. Apocalipsa este o prevedere, căci cerul exercită cu putere transferul a zeci de mii de cetățeni. Plecarea credincioșilor acasă constituie o taină, un mister. Constituie a lui Iisus mireasă, constituie biserica aleasă, constituie răpirea ei la cer. Așa cum Evanghelia ne promite, un glas de arhanghel va suna în zenit, iar masele de trupuri adormite, ca praful sub acailor copite, vor debloca pământul înțelenit. Așa cum ne-a promis Mântuitorul că ne-a răscumpăra, dar nu cu bani, cu palmele zdrobite de dușmani. De El depinde viața, viitorul, eternul Domn ce merită onorul, numit de Apocalips biruitorul, ce a biruit și moartea în Ghețimani. Îl va vedea atunci întreg poporul și cei nedrepți și cei ce au dus dorul și au așteptat de 2000 de ani. Rămâne un pic expunerea întreruptă, ne referim la omul muritor, ne referim la tehnica de luptă a celui mai vestit dominator și vi-l aduc așa ca etalon pe regele Alexandru Macedon.
care avea un titlu și un renume de care a auzit întreaga lume. Lui Alexandru Macedon, veșmintele și armele în muzeu de s-ar găsi, ce mulți le-ar admira și le-ar privi. Cu antrenamentul lui și cu avântul a cucerit aproape întreg pământul, dar moartea n-a putut-o birui. N-a rezistat, cum îl descriu poeții, el l-a învins în floarea tinereții, l-au plâns cu șalea lui veteran la vârsta de 33 de ani, după statistica de jos, nu cea de sus, echivalent cu vârsta lui Isus. Un împărat atât de legendar ajunge să-l omoare un țânțar. După ce întregul glob a cucerit, un rege de elită emerit l-a înțepat o gâză și a murit. După ce a dărmat atâtea diguri, fortificări de forță militară, s-a îmbolnăvit și a murit de friguri înainte de a se întoarce în țară. Și ce vrea să ne spună acest cuvânt? O, iată ce e omul pe pământ, în fața providenței o nimica, indiferent de rang sau de putere, e ca un abur care se ridică și deodată nu mai vezi scăpiere. Arena mondială a fost surprinsă de faima acestui geniu grandios, puterea morții însă l-a pus jos. Cu toată armătura lui încinsă, cu toată experiența întreprinsă, de boldul morții viața i-a fost stinsă, dar moartea e distrusă și învinsă de un rege mai slăvit, Iisus Hristos. Să ascultăm de Sfântul lui decret, Iisus Hristos, Iisus din Nazaret. El ne-a adus un nou așezământ în lumea asta deteriorată și prin decizia Sfântului Cuvânt să ne desprindem de acest pământ, să logodim cu El prin legământ pentru o viață în cer eternizată, în paradis, în țara cea de glorie, în locul cel de Domnul pregătit, care ne depășește în memorii. Acolo vor intra biruitorii, acei ce în lupta grea au biruit. Noi n-am adus nimic aici în lume și nici nu vom lua nimic din ea. Dacă avem cu ce ne îmbrăca și dacă avem oricum și ce mânca, atâtea griji să nu ne mai consume, căci Dumnezeu nu face cu noi glume, credința în El ne va asigura. Și nu o să pierdem niciun fir de păr de ne bazăm pe marele adevăr. Aici noi avem o sesizare. Să nu ne avântăm prea mult în cele pământești și trecătoare, căci toți acei ce vor să se îmbogățească și stăruiesc în firea pământească, ea nu-i va lăsa să propășească, le va deschide drumul spre pierzare. De Alexandru Macedon se spune că când a ajuns pe margini de mormânt, el a lăsat la sfet niciun cuvânt și a vorbit cu multă înțelepciune. Așa cum cronicile descriu, atunci când mă veți pune în sicriu, mâinile goale să rămână afară, ca tot cortegiul ce mă înconjoară, să vadă renumitul împărat, căci deși întreaga lume am câștigat, din ea nici o fărâmă n-am luat, cu pumnii goi în groapă mă coboară. Din toată experiența lumii întregi care o confirmă împărat și regi, e cazul să înțeleg și să înțelegi. Viața pe pământ ți se termină indiferent de rang sau origină, indiferent pe unde te găsești, cu viața pe pământ tot o sfârșești, că-i la Ploiești sau că-i la București. Dar ce-i mai important și de folos e să fii asigurat în Iisus Hristos, amin.